seara și bun venit! Declarațiile de la finalul jocului între Universitatea Craiova și Concordia Chiajna vor fi oferite în cele ce urmează de către antrenorul secund al Universității Craiova, domnul Adrian Popescu. Domnule antrenor, aveți cuvântul. Da, bună seara! Ce să zic, o victorie frumoasă, muncită. Era important ca după începutul campionatului să avem o... în care am avut, zic eu, o evoluție bună din punct de vedere al jocului, să și concretizăm, să aducem prima victorie. E important, cum e important și jocul de miercuri și cel de sâmbătă, să încheiem un pic săptămâna cu victorii ca să ne putem permite să gândim liniștit vis-a-vis de prima parte a acestui campionat. Din punctul meu de vedere, victoria a fost corectă, muncită. Adversarul, mai ales în prima repriză, nu a făcut mare lucru. Și noi am avut o evoluție puțin mai neconvingătoare pe faza de atac în prima repriză, dar am încercat ca în a doua repriză să fim din ce în ce mai realiști și să și concretizăm fazele noastre de atac. Este foarte, v-am spus, este foarte important pentru moralul nostru, pentru că dacă vă aduceți aminte, de când staful tehnic a venit la echipă, am avut evoluții foarte bune, dar parcă exista atunci o ocazie pe care o fructificăm. Acum, începutul de campionat ne-a dat o altă stare, altă motivație. Am avut la fiecare meci acțiuni foarte bune, dar pe care nu le-am concretizat cu gol. Eu zic că e important și privim cu mare încredere, în primul rând, următoarea partidă cu Viitorul. Vreau să adaug că pentru începutul meciului au une șansă de a se accidenta Popov. El avea o mică problemă, dar a crezut în el și a crezut că poate să dea un randament bun. Dar în același timp a intrat Izvoranu, care a dat încredere echipei. Practic, echipa adversă nu prea a avut ocazii. E important pentru noi că, v-am spus, privim cu mare încredere partida de campionat de miercurea viitoare. Dar ce a putut Popov A avut o problemă la inghinali, în antrenament. A crezut că n-a simțit nimic înaintea partidei. Au făcut câteva exerciții de control, dar practic era 100%. Dar mi se pare mie că la o fază în care a avut Chiajna atac, s-a întins prea mult și a recidivat. Dar v-am spus, evoluția din punctul meu de vedere a lui Zvoravo a dat mare încredere în echipe și am câștigat. E important. Putem lega încă o victorie, sau chiar două? Din punct... relativ... Din punctul nostru de vedere, noi vrem ca săptămâna să încheie numai cu victorii. Am spus, asta e dorința noastră, am exprimat-o și jucătorilor. E foarte important să, pachetul acesta de jocuri în care pe care putem să le abordăm cu numai la victorie pentru a gândi după aceea partida cu Steaua și celelalte. E un avantaj faptul că jucătorul ăsta vrea să afrunt, dacă jucăm în deplasare se puteau schimba lucrurile? Nu, se schimba, era poate ideea de a face deplasarea. Dar v-am spus, e bine că suntem acasă, drumurile sunt lungi, obositoare, ați văzut mâncarea, ne-a creat probleme în anumite orașe și ați văzut ce s-a întâmplat. Dar eu și noi, în general, suntem foarte încrezători și cel mai important, ne bucură atmosfera din sânul echipei și modul în care jucătorii percep această victorie și cum se gândesc la următoarea partidă. E important pentru noi. Cum ați simțit publicul de data asta? A fost și presiune, dar a fost și dumneavoastră. Da, ați văzut și noastră că și în etapele trecute am avut multe ocazii, dar care nu s-au concretizat. Poate și faptul că am dat gol și am
am dominat jocul și publicul a înțeles că, într-adevăr, și după ultima evoluție de la Târgu Mureș, a înțeles că echipa vrea și că are puterea de a câștiga. Mulțumim! Mulțumim și noi!